Salutare tuturor, suntem de la Heartlink. Suntem un startup inovativ, dezvoltăm un produs dedicat îngrijirea persoanelor în vârstă. Noi am identificat așa o problemă. În majoritatea membrilor din startup-ul nostru, noi avem persoane mai în vârstă care trăiesc departe de noi. Și noi personal ne temem că nu suntem nimic cu dânsă și am inventat așa o braslet specială care poate să monitorizeze în timp real toate problemele sănătate a persoanelor în vârstă. Și asta e o problemă chiar tare gravă. Noi putem să vedem după mortalitatea rată de atacuri de cord, că undeva în Statele Unite Americii undeva 380.000 persoane pe an, Eurasia undeva 360.000 și Europa undeva la 280.000. Introducerea în Heartlink. Așa e plus minus concurenții noștri principal, care sunt Heartlink și plus mari, că nu suntem cei mai ieftini pe piață, dacă să luăm de la fază Fitbit or Galaxy Watch și Apple, care sunt între 234. Noi prezentăm aproape undeva la $60 până la 80 undeva în anul 5. Soltare. Planul nostru din tare pe piață. Noi să începem cu colorări anume cu spitale specializate și care să primim ani feedback-ul necesar anume pentru dezvoltarea produsului și cam piața noastră potențial de extindere, undeva în Moldova vreo 540.000 de bătrâni persoane cu vârste mai mari 65 de ani, în Europa undeva 130 milioane și în lume undeva 730 de milioane potențial. Și cam planuri, cam veniturile noastre și cheltuielile pe următorii 5 ani. Și planul necesar de finanțare undeva la $150.000, pe administrare și undeva la 14%, a să ne iasă nou pe strategie marketing de 4% și de pe dezvoltarea produsului 52%. Și echipa care se fac. Și vă mulțumim. Jurul, întrebări? Bună ziua! Este o idee interesantă, dar ai putea să îmi povestești mai mult despre produs, ce presupune el în sine? Braslet special, care e monitorizat... La microfon, vă rog. Bine. Este un braslet special care în timp real monitorizează pulsul persoanei și dacă se întâmplă ceva că ies mai tare decât norma, el automat trimite date la ambulanță ori la spital și își permite ca noi să salvăm mult mai devreme persoanele noastre în vârstă ori alte persoane care au probleme cu inima. Ce soft veți folosi și cum va fi integrat el cu ambulanța și cu alte gadgeturi de monitorizare? Va fi o aplicație specială, anume care în colaborare cu alte spitale, anume. Încă nu prea. Cine o să dezvolte aplicația? Să dezvolte, în spate, vă rog, nu știu, dar... Aveți o idee deja? Da, noi în momentan dezvoltăm pe softul Pavel și Cătălin, care am mai dezvolt softul ăsta. Eu sunt economist. Și aplicația unde va putea fi downloadată? De pe magazine de aplicații, da, sau va fi deja instalată în ceasuri? Va fi instalată de-am în ceas și pentru doamne persoane în vârstă pe ceas, dar de-am pentru neamuri la persoane și pentru cei de la spitale și bușa parte, ca persoanele ca neamuri, cum să știți ce se întâmplă. O să fie în telefon? Da, pentru oameni. Și o singură persoană o să descurce să creeze softul pentru atât ceas cât și... Dacă nu, noi nu suntem singuri, noi suntem patru în echipă. Am văzut doar o persoană tehnică. Nu, CTO-ul e 4-4 suntem alea. Doi băieți de bază ingineri software și încă noi doi care totul. Cu ce o să diferențieze produsul dumneavoastră față de celelalte care erau în listă? Plusul nostru noi suntem mult mai ieftin, că noi bazăm numai pe monitorizarea și bateria se reziste aproape până la 10 zile față de restul produselor. Mersi. Restul față produs poate să până la 20 de ori, dar noi până la 10 zile și ați primit că... Bună. Voi spuneți că produsul vostru o să fie cel mai accesibil aici. Da. Pe ce vă bazați voi că o să reușiți să oferiți pe piață un produs accesibil și ca voi să aveți într-adevăr și un business, să fie sustenabil? Noi ne-am calculat anume după cost că noi n-ați facem numai o singură funcție sau și asta să permite să micșorizăm costurile anume. Am înțeles. Ok. Următoarea întrebare este, acum sunt o mulțime de ceasuri chinezești foarte ieftine care au această funcție incorporată. De ce oamenii ar mai cumpăra un device separat pentru asta?
Că noi suntem mult mai calitativ și mai mult pe calitate am pus. Ok. Recomandarea mea este să faceți o analiză de piață mult, mult mai bună, pentru că voi faceți niște, aveți niște prezumții, dar nu aveți, nu am înțeles pe ce sunt bazate aceste prezumții. Bine, înțeles.